În data de 8 iulie, Timișoara a fost martora unui eveniment deosebit, organizat de către Societatea de Transport Public Timișoara și Universitatea de Științele Vieții, Regele Mihai I din Timișoara. Cu prilejul aniversării a 155 de ani de mobilitate urbană, 20 de voluntari din cadrul ISU Timiș, alături de reprezentanții altor instituții publice locale, au sărbătorit această ocazie importantă, aducând un omagiu primilor cetățeni ai orașului, care, prin muncă și viziune, au transformat viitorul transportului local. Evenimentul a fost marcat de o atmosferă de sărbătoare și de rememorare a momentelor cheie din istoria transportului public local. Participanții au avut oportunitatea să călătorească simbolic prin timp, explorând evoluția mijloacelor de transport, de la primele tramvaie trase de cai la vehiculele moderne de astăzi. Această călătorie temporală a fost un prilej de a aprecia progresul tehnologic și infrastructural care a avut loc de-a lungul decadelor. Voluntarii ISU Timiș, împreună cu alți reprezentanții ai comunității locale, au subliniat importanța colaborării și a implicării comunitare în dezvoltarea transportului public. Ei au evocat memoria celor care au pus bazele unui sistem de transport eficient și modern, care continuă să servească nevoile locuitorilor din Timișoara. De asemenea, această celebrare nu a fost doar un moment de retrospectivă, ci și de proiecție spre viitor. Reprezentanții STPT din Timișoara au discutat despre planurile de dezvoltare și modernizare a infrastructurii de transport, sublinind angajamentul lor față de îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite cetățenilor. Evenimentul de aniversare a 155 de ani de mobilitate urbană în Timișoara a fost o reușită, reușind să unească comunitatea locală în jurul unei istorii comune și să inspire noi generații să contribuie la dezvoltarea orașului. Această inițiativă a demonstrat că, prin colaborare și dedicare, viitorul transportului public timișorean poate fi unul sustenabil și inovativ.